Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria asta de GTA 5. Și am venit și să pun benzină aici la mașină, pentru că s-ar băga tax de o mașină nouă în GTA și consumă mașina asta de rupe forță. Așa că astăzi am zis că continuăm misiunile de la update frumos, adică misiuni care putem face în free roam. Dar astăzi vom face misiuni cu această mașină și sper să nu se întâmple ceva, să fie nașpa, pentru că da, de să nu o folosim prea mult, nu cu mine, habar n-am. Așa că hai să facem securo servo, tocmai ce am intrat și eu pe GTA. Hai să facem securo servo. E deja tunată, nu știu ce, dar mai trebuie astea, bă, mă rădesc tău de cam tare, joc. Așa. Bă, frumos. Am făcut securo servo și acum trebuie să facem chestia asta. Mai trebuie să mergem până la cazinul să batem puțin. Boșor, vreau să vă anunț că săptămâna asta eu sunt plecat la munte, deci toate lucrurile pe care le vedeți săptămâna asta sunt filmate de dinainte. Deci nu e o problemă. V-am anunțat ca să știți. S-ar putea să fac sau de fapt am făcut, pentru că da. Ok, lăsă așa. Hai să vedem misiune, deci v-am spus, o să fiu plecat. Deci toate clipurile pe care le vedeți sunt filmate de dinainte. Spune, sper să nu ne dea aceeași misiune ca data trecută. Sperăm. Au schimbat asta, era, nu era așa. Da, e pe scurt. We have a problem, like a dozen heavily armed problems, right here, right now. Do you know how much profit we lose if I evacuate this place? I need you to deal with this as quickly and quietly as you can, like right now. Go to the casino. Okay, o misiune în care te-ai făcut în casino, ia să vedem. Let's see. Da, pe casino? Sau unde? Nu e în casino. Ok, în spatele casinoului. Fuck. Lasă mă facem parcur. E? It's a car. Take out the... Aici o primă, a zis... Oh, scut! Încă l-am dat în cap. Ghost, get down. Uite jos. We have a runaway. Do you see them? This is our ticket back to their base of operations. Get on their tail! Ok. Ce da, trebuie să-l prind? Cred că dacă se mișcă, ok, let's take the car. Ok, folosim mașina. Ba, asta e prima mașină, deci asta n-am mai făcut-o veci pur. Nu-s curios. De întâmplă, trebuie să-l prind pe ăla. Sper, deci mașina asta cred că... Sper că mereu avea V8-ul ăla de pe ea. Pentru că așa se laudă mașina asta care avea un V8 pe ea. Că se aude ca un V8, dar... Am avut și faruri. Nu e prea grea, e foarte ușor și eu cum se prea țin. Ce să fac tail? Bă, John, what the? Helicoptere. Aolo. Nici celălalt. Da. Te dau jos pe tine, John, nicio problemă. Deci după el. Haide. Hai că avem treptă în față, îl prindem repede, nu-i problemă. Bine că n-avem timp, bă, deci mică remisiunea asta. Nu mă aștept, bă. Oh shit, fuck. Dureta jos. Mama, mi-a lasat de-a în cap. Ok, nicio problemă. Unde-i helicopterul? Bă, ce faceți, mă?
Oh shit, stai că e de la mare de aia. Ne dăm pe de-astea, John-ule? E cam și eu, John. Păi, de unde? Sau ce îmi dă? Îmi dă cineva cu sniperul. Cineva îmi dă cu sniperul și nu e... Hai, hai, John-ule. Mi-a dat elicopterul care îl dau jos acum. Gata, mission passed. Forță. Hai că n-a luat multe gloanțe mașina asta. Dar ce n-aibă, are geamul blindat? What the fuck, prima dată când am văzut un geam așa. De ce m-a luat poliția? Sper că am timp să intru aici frumos la mecanic să repar. It's frumos. Da. Hai să reparăm. Bun. Așa. Băi, și am auzit, am văzut o poză pe Instagram în care cică s-ar fi schimbat mașina de la... S-ar fi schimbat mașina de la casino de la ruletă, iar eu astăzi nu am dat la ruletă, deci... Probabil o să putem să dăm la ruletă pe episod, deci hai să băgăm viteză. Pe mine să gârâi, pare rău. Ba. După aici, câți? Nu prea pleacă în drift mașina asta, în ce zice, îmi pare rău. Oricum, să fiu sincer, bă, băieți, îmi place botul la mașina asta, în schimb spatele... Nu, chiar... Spatele chiar o strică rău de tot. Bine, nu partea de jos, ci partea de sus o strică foarte mult. Ceea ce... E nașpa. De ce strică o mașină? Pui mei. Cum merg cu reclamele, normal că reclame peste reclame. Pentru că YouTube. Mai am și o gură de sub. Da, mă, uite să schimbăm mașina, lol. Și ar fi mă băiețul cu cine și pe asta. Bine, asta nu-mi place, de-aia nici n-am cumpărat-o. Hai să vedem ce ne pică la Lucky Wheel. Chiar mai fi să ne pice pe episod mașina. Da, e deja prea mult. Ne-a picat fix în ziua aia. Îți? Nu știu, hai să vedem. Și, boom, spin. Hai, let's see. Ce ne pică, ce ne pică, bam, 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 bam. A trecut de mașină, mașină nu mai luăm. Luăm discount, dar discount la ce? E un discount. Diamond unlock. World stock. Check și cherry. Nu știu. I don't know, la ce? Da, e mașina care... Bă, gata, deci ești nebun, când vreau să filmez, îmi trec tot. Toți pe aici, e mașina asta, nu? Da, fix asta e. Care e 2.500.000 coie mai scumpă ca Bugatti-ul ăsta. Dar bine, nu-mi place, nu... E de radio-uri, așa? Nu-mi place. Dar... Aștept Dodge-ul. Asta aștept eu. Aștept să se bage Dodge-ul, mașina asta, dar nu le-am luat, pentru că asta e la fel tot așa de raliu. Iar ăsta, nu știu de ce l-aș lua. Dacă vreți voi îl tunez, îl luau și îl tunez într-un episod, dar nu cred. Boșilor, ne auzim când? Data viitoare. Ceau, bă, pa, pa.